Consilierii locale au aprobat în unanimitate o informare despre costurile pe care le presupune coorganizarea selecției finale naționale a Eurovision 2018. Suma de 550.000 de lei urmează să fie cuprinsă în bugetul municipiului pentru anul viitor. Ne bucurăm că avem sala polivalentă modernizată și liberă, pentru că în două ediții anterioare n-am avut sala liberă din motive de competiție Fed Cup și competiții internaționale de handbal. Este o plăcere și o onoare pentru noi să găzduim acest eveniment național de importanță majoră. Eurovision 2018 este unul dintre evenimentele din cadrul Cluj 100. Orașul a pregătit numeroase manifestări care să celebreze centenarul Marii Uniri. În februarie 2018 se va organiza etapa de selecție națională a Eurovision, etapa pe România, în Cluj-Napoca, și locul acesta, bineînțeles, va fi sala polivalentă. Anul viitor, competiția muzicală internațională va avea loc în Portugalia, organizatorii urmând să stabilească orașul în care se va desfășura evenimentul. Până în acest moment, 18 țări și-au exprimat intenția de a participa, iar România se află printre acestea. E o mare onoare că în cele din urmă am reușit să facem un parteneriat cu Primăria Cluj și să organizăm aici selecția națională Eurovision. Acesta este unul dintre cele mai mari evenimente din showbizul românesc. O să fie un mare eveniment și sunt convins că o să iasă foarte bine. Precedenta ediție a competiției muzicale a fost câștigată de reprezentantul Portugaliei, Salvador Sobral. Reprezentanții României, Ilinca, originară din Cluj, și Alex Florea, au obținut poziția a 7-a cu un total de 282 de puncte.